Cercul Militar Național, această bijuterie arhitecturală din centrul Bucureștilor, cu porțile mereu deschise spre cultură, surprinde, impresionează, înalță, oferind o stare de liniște, de bucurie călătorului aflat întâmplător în vizită sau pasionatului de istorie, de literatură, pictură, muzică, film ori alte domenii care se întâlnesc aici într-un mod fericit. Publicația Gazeta Ilustrată îl vedea în 1916 ca pe podoaba arhitecturală a țării, cel mai frumos, cel mai impunător dintre toate palatele cu care în ultimele decenii știința și simțul estetic al marilor arhitecți români și străini au înzestrat România. După ce a fost dramatic zguduit, la propriu de cutremurul din 1977, Cercul Militar Național a intrat într-un amplu proces de consolidare și de restaurare în perioada 1979-1989, ajungând astăzi să-și îndeplinească cu demnitate, atât ca înfățișare, cât și ca spațiu în care abundă activitățile culturale, menirea hărăzită încă de la proiectare, loc de cultură și de întâlnire a militarilor. De curând am fost martori la aniversarea zilei Palatului Cercului Militar Național, eveniment ce amintește de inaugurarea acestui edificiu la data de 4 februarie 1923. O dublă sărbătoare, prilej de vizitarea sălii norvegiene într-o înfățișare cu totul nouă. Cred că iubitorii muzicii lui Richard Wagner au senzația, privind această lucrare murală, că vizualizează, dacă vreți, din operele sale, din Amurgul Zeilor sau Inelul Nibelungilor, pentru că este practic o traducere exactă a muzicalității lui Richard Wagner. După o documentare amplă, evident, o muncă de sinteză, pentru că este atât de amplă această mitologie, încât vrând nevrând, chiar pe un spațiu destul de generos, trebuie să faci o sinteză, o selecție și să propui publicului anumite aspecte pe care le consider mai reprezentative. Mă simt extrem de onorat de faptul că această lucrare a fost inaugurată odată cu celebrarea 94 de ani de la inaugurarea Palatului Cercului Militar Central. Autorul lucrării, artistul plastic Horia Ghelu, ne invită la o călătorie virtuală prin Valhalla, alături de personaje mitologice, atent imortalizate, într-o amplă lucrare murală. La sfârșitul anului trecut am celebrat împreună împlinirea a 140 de ani de existență a Cercului Militar Național, iar acum la 4 februarie sărbătorim, iată, 94 de ani de când a fost inaugurat Palatul, în care instituția noastră își desfășoară activitatea, o clădire monument istoric, edificată la inițiativa și prin contribuția financiară a ofițerilor din București.